Îl avem și pe domnul Nicolescu la telefon. Bună ziua, domnul Nicolescu. Bună ziua, vă salut. Vă salut. Nici n-aveți noroc. Acum, serios, nici bulan n-aveți. Nu știu dacă ține de noroc, dar... Ba da, ține și de noroc, că dă-o încolo, mingea aia, minutul 90, putea să nu cadă acolo pe mâinile alea. Dar ea la spiritul jocului și în analiza VAR nu poți să dai niciodată 11 metri acolo. Adică da, să știți că eu sunt tentat să vă dau dreptate, pentru că regulamentar, să zicem, da, ok, ai acoperire, cum ar zice Ion Crăciunescu, dar în spiritul jocului nu se dă penalti. Și eu zic la fel, aici vă dau dreptate. Dar uitați-vă prin comparație la ce penalti Murița da lui CFR Cluj și... E absolut aceeași situație. E absolut aceeași situație. Unul nu controlează... E mult mai evidentă mâna apărătorului. Nu e mai evident. Aveți dreptate. E mai evident acolo la CFR. Oprește mingea din traiect drumul către atacant. Ce vorbim? Aici a fost biceret de rezultat. Pare rău să spun. Știți că teoria noastră este ca niciodată să nu vorbim despre arbitraj, însă s-au adunat foarte, foarte multe. O să fac o analiză pe toate aceste 15 etape ca să scot în evidență toate micile ciupeli la care au fost supuși. Și, din păcate, se pare că acest mod al nostru de a ne comporta foarte corect și foarte cu respect față de toată lumea și să nu intrăm în aceeași polemică pe care o face fotbalul românesc de atâta timp despre arbitraj, este, de fapt, tratată ca prostie. Și e dureros ce se întâmplă. Păi uitați-l, Gigi Becali urlă de dimineața până seara. Da, da, totuși am crezut că putem să căpătăm respect și să obținem respect și să arătăm respect unor oameni care trebuie să-și facă mizeria foarte bine și cu aceeași unitate de măsură tot timpul și să ia toate deciziile în spiritul și regulamentul pe care îl aplică și nu să trateze unele echipe cu o unitate de măsură și alte echipe cu o altă unitate de măsură. Și am crezut că, ne vorbim despre chestia asta, oamenii apreciază, oamenii care conduc acolo apreciază și apreciază faptul că chiar și în cazul în care sunt mici greșeli, nu ne ascundem în spatele acestor greșeli, dar se înmulțesc. O să fac o statistică pentru că am inclusiv de pe la meciurile de cu Constanța și Faru și la Sibiu și mai multe ca să le arătăm pentru că nu se poate. Încep să cred că totuși sistemul în care poți cumva să ai niște arbitraje corecte e ăla în care să fii toată ziua la televizor și nu-mi doresc în nicio formă chestia asta. Eu știu, dar eu îmi doresc. Să țip la televizor, știu, dar eu nu-mi doresc. Eu îmi doresc să vă am tot timpul, domnul Nicolescu, n-am o problemă. Da, ascultați-mă ce vă spun. Aveți dreptate, dar sincer, asta e viciere de rezultat. E rușinos ce s-a întâmplat în minutul 90. Nu mai vorbesc că micile ciupeli s-au simțit din timpul jocului. Adică e o fază minutul 15 la Neluz Roșu, îi dă cartonaș galben. Uitați-vă pe eroare, nici măcar n-atinge jucătorul. Eu vă mai spun ceva, domnul Nicolescu. Vă mai spun încă un lucru. Mie Dinamo mi s-a părut ciupită mai mult sau mai puțin încă din prima etapă. Mi s-a părut tratată... Mie mi s-a părut tratată, fără neapărat acum să spun că au fost niște greșeli uriașe care se văd din satelit, dar mi s-a părut tratată ca o echipă mică Dinamo de către arbitri. Fără respect, dar încă o dată, eu am încercat să arăt și greșesc cu ceva? Greșesc? Nu greșesc, dar eu am încercat să creez acest ambient în care să spun, domne, acest Dinamo și acești oameni care sunt acum la Dinamo nu sunt răspunzători pentru tot ce a creat și toate tensiunile pe care le-au creat conducătorii anteriori în relația cu Federația și cu Liga și cu Comisia de Arbitri. Nu suntem noi responsabili pentru asta și noi vrem să fim tratați corect, așa cum și noi arătăm respect. Dar se pare că partea asta pe care noi vrem să o implementăm într-o corectitudine a sistemului în care funcționăm toți e tratată ca prostie. Da. Da, nu, vă tratează, sunteți tratați ca o echipă mică, deși sunteți Dinamo și sunteți una dintre cele 16 echipe. Dar, repet, uitați-vă la toate meciurile, că ne pricepem cât de cât la fotbal. Tenta întotdeauna, niciodată n-a fost o tentă să ciupească și în favoarea voastră. Întotdeauna voi sunteți aia ciupiți. Păi, ce să zic, la Galați, politic ia galben pentru simulare la un faul care este identic cu faulul din care Galați dă gol. Și mai sunt multe exemple. La Farul Constanța se uită varul, e fault în atac și se uită pe el și zice că nu e fault în atac în timp ce mie îmi dă
acum sunt foarte nervos pe tema asta, dar o să le analizez pe fiecare bucată cu bucată. Dar încă o dată, nu asta e problema. Problema este că noi, din păcate, pe sistemul ăsta în care încercăm să ne facem treaba corect și să nu ieșim și să țipăm despre arbitraje, suntem, de fapt, catalogați ca niște fraieri. Da. Din păcate aveți, din păcate aveți dreptate. Da, Alin, te rog. Vă salut cu respect, Alin Buzărin. Bună ziua, vă salut. Asta vreau să vă întreb. Spuneți de viciere de rezultat la Oradea. Bun. Cine viciere? Moroiță sau Varu? Pentru că Moroiță nu vede faza aia, el dă drumul la joc, n-are nicio problemă. Se termină meciul 1-1 dacă nu există VAR. Îl cheamă la VAR, el cred că prima dată nu știe de ce îl cheamă. Nu, a stat prea puțin, i s-a spus din cască, o să cer și... S-a dus la margine acolo, da, dar până să se ducă... El a stat 5 secunde să se uite la VAR, nici măcar n-a văzut. Corect, exact. Dar până să ia decizia de a merge la margine și de a vedea VAR-ul, Moroița a stat vreo 3 minute cu degetul urechi, așa se audă conversația cu cei din camera VAR, și abia după aia s-a dus să vadă. Deci e limpede că... Da, dar decizia finală e a lui. Decizia finală e a lui. Da. Da. Bun, atunci cine viciază rezultatul? Asta e întrebarea. Sau ne întrebăm retoric. 5 secunde a stat să vadă reluarea. Dar nu numai asta. Gândiți-vă că după ăsta a fost întrerupt meciul în minutul 88, s-au dat 5 minute prelungire, în minutul 93, minutul 25 se bate și minutul 96 fluieră finalul. Dacă 98 aproape, final. 98. M-am uitat și eu, am vrut să văd că prelungește. 97 și ceva, aproape 98. A, s-a mai făcut și o schimbare la UTA. Domnul Nicolescu, veți reacționa oficial? Veți face un raport pentru arbitru? Adică veți apela la mijloacele care le aveți sau o lăsați așa? 100% vom face și în memorie. Dar ăsta îl facem ca să fie procedural. Pe mine mă doare că eu încerc și noi încercăm să tratăm altfel fotbalul din România și sistemul în care funcționează fotbalul din România. Și suntem luați de fraie, din păcate.